Bună seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. E o ființă bună. Mereu m-a ajutat când a trebuit ceva. Și era sfaturi buni, dar ea. De aproape un an, Constantin Guțu nu mai simte mângâiere maternă. Tânărul de 18 ani își amintește cu suferință ultimele cuvinte pe care le-a auzit de la mama sa. Vocea era blândă, nu avea careva semne. Mariana Gologan a murit subit pe patul de spital. Asta după ce, spune fiul ei, concubinul femeiei, Vitalie, a bătut-o crunt până aceasta nu mai putea sta în picioare. Ea fiind și gâtul rupt, după cum mi-a comunicat chiar ea, a fost cap spart, dânsa erau negri cu totul. Și fața vână tot, când buza spartă, era într-o stare deplorabilă. Nu știu fel de om trebuie să fie ca să o bați într-așa stare. Sfâșia de durere, Constantin spune că nu-și mai dorește acum decât pedeapsă pentru cel care i-a distrus mama. Nu am nevoie de spăgubiri sau de altceva. Vreau să răspund cu închisoare sau asta pentru ce a făcut el. La rândul său, Vitalie Budici se apără și înaintează versiunea sa despre moartea femeii. După ce am auzit și că eu fost la România, la un amant. Cu ce dovezi va veni Constantin împotriva lui Vitalie? La ce scenă a fost martor tânărul? Ce mărturisește proprietarul locuinței în care au trăit cei doi concubini? Cum se apără Vitalie de acuzațiile lui Constantin? Bărbatul a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni. Ce va arăta acesta? Aflați astăzi. Constantin Guțu a venit astăzi în platoul nostru să ne povestească pe îndelete tot ce s-a întâmplat înainte ca mama lui să se stingă din viață. Constantin, bună seara! Bună seara! Condoleanțele mele, în primul rând. Știu că ai aflat de la poliție despre moartea mamei tale. Da. Povestește-ne, te rog, cum s-a întâmplat. Am sunat soarea și i-am spus că mă aștept la poarta școlii ca să plecăm să vedem pe unde este mama. Ea, bun, pe care maxim o oră m-a sunat un polițist la inspector de poliție Ialoveni și mi-a spus că soara ta deja este la noi. Am fost, am văzut soara și pe care m-am plasat la primărie în Ialoveni și acolo... Acolo la poliție ți-au zis că da. Mama a murit. Hai să vedem cum au fost acele clipe când polițiștii ți-au spus despre moartea mamei. Atenție! Eu despre moartea mamei am aflat în ziua de 17 noiembrie, ne-am dus la sectorul de poliție în Ialoveni, la primărie. Mama ta a fost bătută, trebuie să vedem în ce spital e, unde asta. Și... După care au zis că ești băiat brav, știi multe, un altă vorbim. Și după care el mi-a zis că înțelegi care e situația, dar mama ta a decedat. Prin toate momentele care le-am avut eu frumoasă cu mama, în momentul cealaltă, secunda, și a fost spulberată de această veste. În momentul când eram eu în cabinet, un domn de la un polițist l-a sunat pe concubinul ei și l-a întrebat unde este și i-a spus să se apropie înapoi la domiciliul unde locuiau el. El a refuzat deodată, pe care echipajul poliției, din câte am înțeles, s-a dus pe el și l-a arestat. Povestește-mi, te rog, cum se comporta mama ta în ultima perioadă din viața ei? Îți spunea ceva că este agresată de concubinul ei? Da, mi-a spus mai multe ori că a fost agresată, dar așa, nu poate o palmă sau oața, nu într-o stare care nu se mai poate ridica din pat sau care se determine decesul ei. Deci nu se plângea pe bătăi crunte? Acum, ultima perioadă, înainte de deces, nu, dar așa a fost, mă telefona destul de des, a fost și cu capul spart când locuiau la Orhei, al mama a fost capul ciment, odată era sângerat tot capul. O să ne povestești despre asta mai târziu, chiar am să te rog, dar mai întâi hai să vedem un subiect despre viața mamei tale. Mariana Gologan avea 39 de ani și era originară din satul Răzeni, raionul Ialoveni. Femeia suferea de o boală incurabilă și lua tratament continuu. Constantin spune că mama lui nu avea complicații din cauza afecțiunii și ar mai fi putut să trăiască încă mulți ani. Păcat că cineva s-a găsit mai puternic, că Dumnezeu să iei viața.
Acum 6 ani, Mariana l-a cunoscut pe Vitalie Budici. La începutul relației lor, cei doi s-au mutat în satul de Baștină al bărbatului, Morozeni, din raionul Orhei. El lucra cu ziua, adică zilier, mama avea de lucru întotdeauna. Nu era pe acasă cu băutul sau altceva. În ultimul an, ei locuiau la o fermă de oi din apropierea orașului Ialoveni. Acolo, Vitalie lucra cioban. Mama pleca zilnic la Chișinău, avea grijă de o doamnă. Grijă de dânsa, el achita tot normal la zi. Constantin spune că în ultima vreme se vedea rar cu mama, pentru că el locuia la Nisporeni, acolo unde învăța de bucătar, însă avea toată susținerea din partea ei. Discutau mai mult la telefon. E o ființă bună. Mereu m-a ajutat când a trebuit ceva. Constantin, noi am aflat că tu, mulți ani, nu ai știut nimic despre mama ta. Povestește-ne, te rog, de ce? Mama a fost împreună cu tatăl meu până la vârsta, până am împlinit eu 2 ani zile. Ce erai foarte micuț. Da. După asta, nu știu, nu știu cauți, poate unii probleme familiare, cred eu, s-au despărțit. Mama m-a luat cu ea la Chișinău, dar din lipsa unui spațiu locativ și din lipsa condițiilor care m-ar putea ține, eu decis să mă les mai bine la tată, că sunt în siguranță. Ea înainte chiar ținea foarte mult la mine. Uneori chiar a dormit și în parcul de la Chișinău cu mine pe bancă și tot nu vrea muzica decât să... Când ai revăzut-o tu? Câți ani aveai când ai revăzut-o pe mamă? Eu aveam în jur la 11-12 ani și atunci am făcut cunoștință cu ea prin unele rețele socializare, tot singur. Hai să auzim cum a fost reîntâlnirea voastră. Eu cum m-am întâlnit lângă Arcul de Triumf în Chișinău, atunci a fost, cred că, cel mai emoționant moment care l-am avut și cred că o să-l mai am în viața mea. La o depărtare a început a fugi spre mine, mama, și în momentul acela, eu aveam, tot că aveam 11 ani, atunci s-a pus în genunchi la mine și a cerut iertare, pentru că mă ierți că n-am putut să-ți dau dragul sau n-am putut să-ți fiu alături până acum. Până la decesul ei, îmi spun decesul a fost acoperit de crede de milioane de ori, a acoperit perioada aceea în care mi-a fost lipsă. Spune-mi, te rog, acum, după ce v-ați revăzut, cum ați menținut relația, legătura dintre voi? Bănuiesc că nu v-ați mutat împreună. Nu, deodată nu. Nu ne-am mutat împreună, mai mult prin rețele de socializare, o să o telefonam. Eu singur atunci, cu toate că încă eram mic, la vârstă 12 ani, un copil nu poate face mult, dar eu oricum mă duceam să la Chișinău, mă întâlneam cu dânsa. Deci, așa, periodic, da? Da. Deci nu vă vedeați chiar foarte des. La două. Dar atunci când mergeai tu în vizită la mama, pentru că da, le-ai spus colegilor mei că mai mergeai și tu la ea, cum se comporta Vitalie, concubinul ei? Atât timp cât era cu mintea limpede, adică nu avea influența alcoolului, era ca un liniștit, pot spun, în unele cazuri, nu întotdeauna. Dar mă-i servea și adesea ori la mine, ori la... Adică la mine nu prea îndrăznea să ridice vocea sau asta, dar mai mult la sora și la mama. Chiar și față de tine a fost vreodată agresiv? Da, cu ea? Da. Noi am... Chiar am avut un caz când el tot... Tot, nu știu, s-au certat sau asta și eu am intrat atunci în casă când am fost în perioada, l-am locuit la Morozeni eu și el a aruncat cu o bancă de un borcan de sticlă în direcția mamei. După asta noi am fugit atunci de sculță, am stat în cimitirul din Morozeni până să-l liniște el. Și atunci tu prima dată l-ai văzut așa? Da. O întrebai pe mama, da, dacă e un lucru obișnuit să se comporte așa? Da. Ce-ți spunea? O să se întâmplă de azi, asta. Altceva nu... Ți s-a plâns că aș și bătut-o? Da. Dar zi-mi, te rog, mama ta se adresa la poliție cu această problemă? Da, s-a adresat la poliție. A fost, venea poliția, punea amendă și cu asta basta. Cu altceva nici nu era închis. Tu întrebai de ce ea nu-l părăsește, de ce nu pleacă? Da, întrebam, dar
a spus că n-am unde să mă duc cu fata. Cu siguranță nu avea. Toate tragedia asta, cu adevărat, ultima declarație a lui Constantin pe mine, personal m-a emoționat momentul când s-a întâlnit cu maică-sa. Nu știți câte emoții acolo se afle. Nu știți câți dintre telespectatorii care acum se uite, plâng după clipa asta. Pentru că știu ce înseamnă, știu ce a trăit, știu ce înseamnă un copil după 10 ani. Abia o să-și vadă mama. Și încă peste mai puțin de 10 ani o să plângă pentru că o pierde. Astăzi discutăm despre suferințele pe care le trăiește Constantin Guțu de 18 ani. Tânărul și-a pierdut mama în urmă cu aproape un an. Constantin este convins că la moarte pe femeie a adus-o concubinul ei, Vitalie, care era violent și o bătea des. Băiatul își amintește că nici nu-și putea recunoaște mama în sicriu, atât de schilodită era. Vitalie Budici, cel pe care Constantin Guțu acuză că i-a maltratat mama până i-a cauzat moartea, a venit în platoul nostru. Bună seara! Bună seara! Vitalie, l-am auzit mai devreme pe Constantin, l-ai auzit și tu. Povestea el cum o băteai pe Mariana. De ce o făceai? Minciuni. Ce motive ar avea el să ne spună minciuni? Să inventeze tot ce ne-a povestit. Nu știu și motive, sunt întrebați pe dânsă. Este toate sunt minciuni. Chiar toate? Sau poate totuși unele dintre lucrurile pe care ni le-a povestit? Nu, serviam. Nu zic cum serviam. Dar și trebuie să vin acasă, să fac mâncare, să hrănească fata. Tu o băteai pe Mariana? Odată o mânca două palme și atât. Pentru furt. Te râzi? Tot banii și el la tine s-au dus. Păi, Dalia. Da. Când am fugit noi în cimitir, poți să-mi spui, Teomos, când mama a luat-o în brațe pe fată și noi am fugit atunci în cimitir? Eu nu știu ce ați făcut voi. Nu, stai de-ți spun. Când tu ai aruncat cu banca, borcanul, adică mai bine în mama, când mama era în cap, numai sânge a fost și era tot fața numai sânge, câte ori a fost chemat, poliția? Spune-mi și unii. Dalia. Eu ți-am spus, după cum ți-am scris și ție, în mesaj, odată. Și spui misiunea, acolo a fost, așa, eu știu că a fost tot fața de sânge, tot capul. A fost capul spart al mama. A fost bătută la magazin. Ideea este unul să închei ca să fărăși să spart capul și pe urmă zici că mi-am spart eu capul. Vitalie, dar plângeri la poliție au fost? Din câte înțelegem, sunt materiale care confirmă și dumneavoastră, dacă acum spuneți că n-au fost, da, ele sunt procese verbale, vă dați seama că este tot documentat. Un proces a fost pentru asta. Pentru ce? Pentru ce? Pentru că a furat bani în casă și încă nu la mine. La mine s-a fost, dar nu zicem nic. O cărăm o lecție. Păi am înțeles că ea a furat banii, dar procesul verbal, înțeleg că a fost, dumneavoastră ți-a fost atras la răspundere. De ce? Pentru asta. I-am dat două palme atunci. Că ați lovit-o. Și doar dar chiar pentru două palme ea putea să cheme poliție? Da. Pentru niște vorbe urât tot chema poliția. Mai sunt procese verbal. Că... Ia uite banii ăștia, amenda asta care o plătesc. Ia că amenda asta care trebuie să o achit. Eu trebuie să cumpăr ceva de mâncare în casă, să cumpăr la copilul ăsta niște rechizite. Dar stai puțin, dar tu nu te-ai gândit că tu puteai să nu plătești această amendă dacă nu-i trăgeai două palme, așa cum zici tu? Poate nu merită? Nu te-ai gândit? De ce eu nu te-ai gândit în această ordine? Eu în zadar nu pălesc niciodată. Și nu-și nu ridic mâna. De ce ai pălit? Eu pălesc atunci când e vinovat. Eu știu că e vinovat. Eu așa nu pălesc deloc. La ce e vinovat? Martor o grămadă cum a furat bani în casă. Vitalie, da, dar dacă te rog să ne descrii relația ta cu Mariana. Dacă te rog să ne descrii relația ta cu Mariana. Cum era ea? Cum vă împăcați voi? Cum ați trăit? Nu mă stăream și tot bine. Să nu aibă ei probleme nicăieri. Că eu spun că duc încolo la lucru, când duc dincolo la lucru. Câți ani ați fost împreună? 4 ani. V-ați împăcat? Tu, acum. Așa, știi, nu chiar bine, bine, dar nici rău, rău.
Ne străiam și mai... Mă străiam eu mai mult și eu. Calm să nu fac probleme, cum spune Costea. Dar de ce, cum crezi, de ce Constantin a venit astăzi, uite, să te acuze, practic, că tu ai bătut-o pe mama lui până n-ai adus-o la moarte? Ia că eu să-i dau lui o întrebare. De ce manta, când a venit de la voi, anul trecut, în septembrie, da, când a venit aici, simțe rău. Și după aceea, tot mai rău și mai rău și mai rău, până a murit. De ce? Cum și acum m-a acus pe mine... De septembrie, stai, Vitali. Al mama decedat 17 noiembrie. Da, dar pe mine au venit simțe rău de atunci. Apoi, eu înțeleg. Și-a fost mai rău și mai rău și mai rău. Apoi, da. Dar gâtul rupt... Dar de ce? Nu, dar spun. Gâtul rupt este de la tatu. Da? De septembrie până noiembrie stă cu gâtul rupt? Cap spart, tot așa stă până noiembrie? Tătă fața vânătă. Cap spart. Și gâtul rupt. Traumele este stâte vechi din cât la tatu. Nu mai iese. Expertiza nu este. Nu mai iese. Da, expertiza este. Reportul a văzut pozele la mormântare, cum era mama. Și dacă chiar zicem, dacă ea era zgărietă sau cum cap spartă, acolo anul cât erau oase, repejor treci, două săptămâni și ea se tratează. O zgărietură. Aici era rupt, buza ruptă. Vitali, sunt poți la mormântare. Vitali, sunt poți la mormântare. În braț, am șuit un salvare. Vitali, sunt poți la mormântare, Vitali. Vitali respinge toate acuzațiile lui Constantin. Pentru a demonstra că nu are nicio implicare în decesul Marianei, el a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni. Ce va arăta acesta și cât adevăr, spune Vitali, aflăm în scurt timp. Dar mai întâi să ascultăm ce povestește bărbatul despre relația lui cu răposata. Deodată normal, tot bine, până nu a venit băiatul și... Parcă era ghinit, tot normal, și pe urmă nu știu ce s-a întâmplat. Însă că și bani dispăreau din casă. Eu dădeam o sumă oricare pentru niște cumpărături și când veneam cumpărături nu-s, bani nu-s. Dar de trai era tot normal. Nu era rău, apă în casă aveam, așa încă de spalat era, frigider, lumină, televizor. Din păcate normal așa. Câteodată. Ce se întâmplă? În cauza curățenii, ia că și mă certam cu dânsa. Curățenii și făcute. Curățenii, mâncare, la timp și copilă și spalată trebuie. Odată am ridicat când trăim la Morozeni, din cauza furtului. După ce chema poliția, eu fugi de acasă, că era și băietul. S-a dus de acasă, tăți. După ce am auzit și că eu fost și la România, la un amant. Și a venit înapoi. Eu nici nu știam. Tăți ne-au spus, ne-au arătat și focile. Vroiam să te întreb despre ultimele săptămâni din viața Marianei. Am aflat că se simțea rău. Da. De ce? Ce avea? Eu spun că o doare spate. Căzuse înainte de asta? Se lovise? Ai lovit-o tu sau nu știu? Eu m-ai chicat odată de când am început a trăi împreună. S-a revenit. Ea servea? Putem? Ea servea alcool? Da, când chica cu dureri de spate, servea tare. Adică a căzut datorită alcool sau ce? Eu, când o durere spatele, începe să servească, văd că e mort și nu doare. Hai să ascultăm acum cine e povestitul despre starea Marianei în cele ultimele zile din viața ei. Atenție! Zice că o doare spatele și nu rezista cioarele. Slăbășina cioarele la spate. La începutul octombrie. Chema numai salvarea acasă, îi pune o injecție și gata. Slabă de tot. O slăghet tare, că eu rămăsesc în machelea și os. Era ca o pană de-a mea. S-a mai plimblat eu o lecție, că am mai sculat-o eu. Hai, măcar de pe patul ăla, pe patul Island. Și ai la televizor și să te uiți și să mănânci o lecție. Poate mai zice un cuvânt urât, dar nu mai trecem atenție, că... Și de mă rog, că e bolnavă și repede se enervează, super. Mă nerez și eu, dar
șed mai liniștit, nu așa. Martor este fata. Fata era cu noi. Și unde ești? De când s-a mutat acolo, ne-am mutat. Puteți? Unde ești pe dânsă n-am pus. Nu așa, ziua cu palma la, la buși acolo. Și, în ziua așa chiar, când l-a chemat salvare. Eu m-am spăriat și primul s-a unit în serie lecțică. Când a început avorghie, eu singur nu înțelegeam ca lumea. Am văzut că eu vorgeam la dânsa dimineața, că întrebam să-i fac un ceai, o cafea, și dorești, ceai sau cafea. Și gres la dânsa și e nică. Eu nu prima dată am văzut că, cum are omul și am cunoscut forfătul ăsta, cum forfăte. Și Rebnin a chemat salvarea și am ieșit afară și am plâns o leagă. Nu, da, mă doare inima. Nu sunt vinovat deloc. Deloc, nici îndici n-am pus, cum spune, cu traume la, la gât, maxilarul rupt, de unde așa ceva? Chept format. De unde așa traume? Acele traume, știu că e în poveste, că a avut o traumă de la tata băietului și vreo două de la tata fetei. Ei au tați diferiți. Tu știai că mama ta se simte atât de rău? Da, știam că se simte rău, dar nu într-o stare în care nu se poate deplasa. Deci ea, practic, a fost spitalizată. Da. Și în aceeași zi a decedat la spital. Da, așa am înțeles eu. Vitalie, acum să trec la tine. Poliția, până la urmă, te-a arestat și ai stat o lună în arest, fiind bănuit că tu, de fapt, ai adus-o la moarte. Cum îți explici tu asta? Eu singur am rămas șocat când m-am închis. Eu singur nu știam nici pentru ce și cum. Deși... Dar ce ți-au spus polițiștii atunci când mai întâi te-au reținut și apoi ai stat arestat? Ce îți spuneau? De ce? De ce am bătut-o? Cum am bătut-o? Bine, cum arăta când tu ai chemat salvare? Era urmă de... Nu avea absolut așa. Nimic. Adică nici. Așa cum, de exemplu, cum eu chem salvare... Constantin nu era nică. Na, bine, Constantin l-am întrebat. Uite, Vitalie, tu erai cu ea în casă, nu? Da. Așa. Tu ai chemat salvare. Pentru ce ai chemat salvare? M-am spărit de dânsă. De ce avea? Practic nu respira. Nu respira. Pe corp nu avea absolut nimic? Nu. Și atunci, poliția, pentru ce te-a luat pe tine o lună de zile? Se cheamă organul de urmărire penală, în primul și în primul rând, reacționează astfel, anchetează persoane și suspectă persoanele care sunt rude sau locuiesc împreună și probabil în cazul acesta, reșind din declarațiile fiului și noi nu știm ce probe mai erau la dosar, se bănuia că el este vinovat în comiterea acestei infracțiuni și de aceea i-a aplicat măsura preventivă arest. Nu are cum poliția o să vină pentru un om bolnav care este chemat salvare să ancheteze pe cineva și o să aresteze o lună de zile. Depinde ce arătate... Problema asta este că femeia asta avea ceva pe corp, avea anumite urme, trebuie avea ceva probleme. Pentru asta poliția nu a venit, poliția degeaba. A chemat medicul de acolo poliției. Băi, Vitalie, uite la picioarele, ei bătute, avea picioarele vinete. Aștia gospodare o țin la stână, cu lunile ea moare în fața lor. Văd că ești liniștește, că dacă nu-ți scoate inima, aștept calcă în picioare. Pentru a demonstra că nu are nicio implicare în decesul Marianei, el a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni. Ați bătut-o pe Mariana în zilele de dinaintea morții ei? Pentru și să inventez vreo minciună, dacă... Cred că ai suficiente motive. Da.
De aproape un an, Constantin Guțu nu mai simte mângâiere maternă. Tânărul de 18 ani își amintește cu suferință ultimele cuvinte pe care le-a auzit de la mama sa. Mama a luat-o în brațe de fată și noi am căzut atunci în cimitir. Când mama era în cap, numai sânge a fost și era tot fața, numai sânge. Mariana Gologan a murit subit pe patul de spital. Asta după ce, spune fiul ei, concubinul femeii, Vitalie, a bătut-o crunt până aceasta nu mai putea sta în picioare. A fost agresat, s-a fost și cu capul spart, capul ciment, odată era sângerea tot capul. Sfârșia de durere, Constantin spune că nu-și mai dorește acum decât pedeapsă pentru cel care i-a distrus mama. Pentru ce ai chemat salvare? M-a spărit de dânsă. De ce avea? Practic nu respira. La rândul său, Vitalie Budici se apără și înaintează versiunea sa despre moartea femeii. Gâtul rupt este de la tatu. Și manta, când a venit de la voi, simțe rău. Și după aceea, tot mai rău și mai rău și mai rău, până a murit. Ce mărturisește proprietarul locuinței în care au trăit cei doi concubini? Cum se apără Vitalie de acuzațiile lui Constantin? Bărbatul a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni. Ce va arăta acesta? Aflați astăzi. În platou ni s-a alăturat un invitat care prezintă o versiune total diferită despre cauzele care au dus la moartea Marianei Gologan. Este proprietarul fermei de oi unde au locuit în ultima perioadă Mariana și Vitalie. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit la noi în platou. Vreau mai întâi să ne explicați de ce ați insistat să fiți în umbră și să nu vă pronunț numele. Vă e frică de cineva? Nu mi-e frică de nimeni, dar nu vreau. Pur și simplu nu vreau să fiu arătat. Nu sunteți amenințat de nimeni? Nu. Eu vreau să ne povestiți din ce ați văzut dumneavoastră. Cum era relația dintre Mariana și Vitalie? L-ați văzut vreodată pe el agresiv față de ea? Vitalie niciodată nu a fost agresiv. El numea cuvinte murdare și eu îi spuneam: Vitalie, tu ești bărbat, cum îi permiți tu așa să vorbească cu tine? Ei, dă-i o pașie și el să dea 10 pași. Și eu îi spune Mariana, zic, mai lege vorbele, asta e anul, cum și el e bărbat. Nu te ca așa, el o iubea tare, o ținut la dânsa, fata tot cu dânsul, ies o duce cu săptămânile, pe la orice, pe la, mai aduce acolo bărbat. Și eu i-am spus încă o dată și nu, ca mă zic, câți verișori, că așa. Și eu am văzut că îmblă cu paiele în cap. Și eu i-am spus, Vitalie, leapă-te, mămica, eu spus, Vitalie, leapă-te. Păi, nu... Ce înseamnă i-a umblat cu paiele în cap? Păi, vă spun drept în blac, când cu unul, când cu altul, când asta, cu săptămânile nu era. Veni, îi lua pensia, îi lua salariu și pleca. Fata rămânea cu dânsul, el o spăla, mâncare, noi îmbrăcam, noi tot. Totuși, în ultima perioadă, înainte de moarte, Mariana se simțea foarte rău. Am aflat că ea stătea chiar la pat. Iar dumneavoastră, ne-ați prezentat o altă versiune decât cea pe care am auzit-o de la fiul Marianei, că ar fi bătut-o Vitalie. Dumneavoastră ce știți și de unde credeți că a primit toate acele traumatisme Mariana înainte de moarte? Ea a venit în luna octombrie, 14, 16, așa, nu a fost de săptămână acasă. Eu a venit, mi-a părut că-i bată. Eu întreb pe Vitalie, Vitalie, ce cu dânsa? Zic, nu, cum ai avut așa probleme. Zic, băi, Vitalie, uite la picioarele, ei bătute, avea picioarele vinete. Mă uit, Sara, dam, că eu eram dimineața, Sara, practic mai mult acolo, trecem acolo. Mă implicam pe tot locul. Și o văd pe dânsa, ei se duce la viciu, se ține de părinți. Zic, Mariana, și cu tine, zic, nu-i bine. Zic, dă-ți chemă salvarea, nu, la mine așa-i. Zic, dar unde ai fost tu? Am fost la nispărini. Și eu i-am spus la Vitalie, zic, Vitalie, ei bătute, zic, e n-are cum așa ea, nu. Amuia e și de până am... Până vine în blaz, vine... V-a spus cine a bătut-o? Nu mi-a spus. O zis că a venit și vă spun ce albă. Eu am spus că e bătută. Ei nu vreau să recunoască că e bătută. Și dumneavoastră, cine credeți că a bătut-o? Păi cine? Unii în blaie, unii se ducea aia, unii... A fost la Nisporeni. Da, a fost acolo la... Constantin, tu ești din Nisporeni. Voi locuiți cu tatăl la Nisporeni. Da. Putea să fie tatăl tău? Nu. De ce te întreb? Pentru că mai devreme Vitalie a pomenit că și tatăl tău era foarte agresiv cu mama ta. Da, a fost o perioadă odată când s-au certat și atunci pur și simplu, eu chiar am fost martor la cea scenă, o luat-o de haine, cum și-a spus că eu nu am nevoie de tine. Asta a fost pe septembrie, octombrie, cum spun, dar bătăie, vă spun, eu atunci nu stăteam la gază, cum stau acum.
și eu trăiam cu dânșii într-o aceeași casă, dormeam cu dânșii într-o aceeași cameră, cum se spune, și bătăi sau oasă nu avea cum să fie. Hai atunci să întrebăm invitatul nostru. Dumneavoastră le-ați spus mai devreme colegilor mei, înainte de a intra practic în platou, că de fapt fostul ei soț ar fi bătut-o. La cine v-ați referit atunci? Păi soțul, eu nu știu cât... Deci tatălui Constantin, la el vă refereați? Tatăl Constantin sau Afeti, eu nu știu precis, dar eu venit bătută de la Nesporien, nu știu cu cine o trăit. Dar de ce v-ați gândit la un fost soț? Asta vreau să știu. Păi e permanent cu mă duc la tata băiatului, mă duc la tata băiatului. Dar unii se ducea, nu vă pot spune, se ducea... Și eu venit, vă spun, am venit într-o stare în luna octombrie, în luna noiembrie, pe 12-13, o chemat salvarea dimineață. Eu m-am dus acolo, la orele 4, văd salvarea, o gradă. Bună ziua, bună neața, bună neața. Ei o zic că îi faci o injecție și nu vreau să o iei. Zic, nu, o luați cu dumneavoastră, zic, eu nu vreau să moară aici. Și-a făcut două injecții, o luat-o și ea înainte de asta fura băutură de la mine la mașină. E până mâine nu fura, dar ultima lună de când a fost bătută, de când a venit acasă, eu m-am speriat de dânsa. Fura băuturile de la mașină, se ducea la vecini acolo, la dăcii, la tante Natasha au luat bani. Iese vecini acolo, sunt tăți, poți spui. Am înțeles. Fost... Medicii de la Institutul de Medicină Urgentă au internat-o pe Mariana Gologan în secție de neurochirurgie. În raportul de expertiză medico-legală se conțin și datele din fișa de la spital. Să vedem ce au notat doctorii. Mariana Gologan a fost internată în secția de neurochirurgie în data de 15 noiembrie 2021 cu diagnosticul de contuzie cervicală, traumatism cervical închis. Din spusele pacientei, a fost agresată fizic de către concubin pe data de 13 noiembrie 2021 la domiciliu. Acuzele: dureri în regiunea cervicală, slăbiciuni în membre. După mai multe investigații, medicii au constatat că femeia avea o fractură la coloana vertebrală. Expertul în medicină legală, Ion Cufșinov, a analizat atât certificatul de deces al Marianei Gologan, cât și raportul de expertiză medico-legală. Să-i auzim concluzia specialistului. Bineînțeles, după necropsia cadavrului, se menționează prezența leziunilor corporale care indică la o afecțiune traumatică în mai multe regiuni, inclusiv capul, mâinile și așa mai departe. În acest sens, vreau să spun că este oarecare... aș spune eu, necorespundere, din punctul meu de vedere, între diagnosticul medical care este fixat în certificatul medical constatator al decesului și concluziile medicului legist. Și această diferență constă în următoarele. Dacă în certificatul medical se indică clar că cauza decesului este traumatismul vertebro-medular, deci este vorba de un traumatism, evident. Deci este vorba de coloana vertebrală și de acele formațiuni anatomice care se conțin în ea și lângă ea. Dar de acum, în raportul de expertiză judiciară medico-legală, este indicat că decesul a survenit în urma infecției generalizate a sepsisului, de care origine nu mi este clar din ceea ce s-a prezentat, deci este o diferență între ceea ce este indicat în certificat și ceea ce este indicat în raportul de expertiză judiciară. Expertul Ion Cufșinov susține că în acest caz e necesară efectuarea unei expertize repetate, întrucât datele din certificatul de deces și datele din raportul de expertiză judiciară medico-legală nu corespund. Adică încă o dată de revizuit care a fost totuși cauza decesului, care este legătura cauzală dintre traumatismul suferit, dintre violența suferită și deces, nu se exclude și o violență intrafamiliară, mă refer la careva acțiuni violente din partea soțului. Deci ofițerul de urmărire penală care a instrumentat cazul, după primirea raportului de expertiză medico-legală, trebuia să pună cap la cap și, în dependență de informația de care el dispunea, să clarifice clar în ce circunstanțe au fost produse. Eu lupt atât timp cât, cu toate că sunt tânăr, dar să vă spun ceva, cât eu sunt viață încă. Deoarece eu, după o perioadă, hai să zicem, în jur la o două luni, am fost și amenințat cu moartea. De către cine? A fost un număr străin moldovenesc și mi s-a spus frumos, a zis că ești liniștește, că dacă nu-ți scoate inima, aștept calcă în picioare.
Atât. Și cine din partea cui crezi că a venit amenințarea? Deja... Dar dumneavoastră, ți-ai depus o plângere la această amenințare? Am sunat la doamna și o să trebuie să înregistrez, doamna poliție. Dar nu era neapărat să înregistrați, însă și faptul că v-a telefonat, sunt interceptate discuțiile și organul de urmărire penală pentru ei nu este o problemă să vadă de unde a fost locația, de unde s-a dat telefon și mai departe. Se investigează, dumneavoastră trebuie să depuneți o plângere. Dumneata merge înainte până la ultima răsuflare. Eu am o întrebare la Constantin. Pentru mama dumitale, merge înainte. Unde este dosarul la momentul actual? Azi. La judecătorii în Ialoveni. Deja este transmis în instanță de judecată. Da. Și mie e foarte straniu, dar e foarte straniu. Nu trebuia domnul Cufșinov să facă concluzia aceasta, că atunci când se bat în cap în cap două concluzii diferite, raportul de expertiză vorbește una, iar raportul judiciar este altceva și în certificatul de deces se indică cu totul alt caz, cauza decesului este complet alta. Da. Deci atunci când este vorba de niște de un raport contradictoriu și o concluzie contradictorie, era neapărat suficient să se... să se efectueze o expertiză repetată. Și pentru asta codul de procedură penală prevede, are articol unde este indicat, în situația aceasta se efectuează. Straniu până astăzi nu a fost. Vă reamintesc că în această seară vorbim despre Constantin Guțu, de 18 ani. Tânărul spune că a rămas orfan de mamă. El este convins că vinovat de moartea femeii se face concubinul ei, care ar fi snopit-o în bătaie. Raportul de expertiză medico-legală demonstrează că mama tânărului, Mariana Gologan, a ajuns la spital cu traumatisme la cap și la coloana vertebrală, dar și alte leziuni. După decesul Marianei, oamenii legii l-au arestat pe concubinul femeii, Vitalie Budici. El a stat în penitenciarul numărul 13 timp de o lună. Deși recunoaște că anterior a mai dat cu palma în iubita lui, Vitalie neagă că și-a bătut concubina până ca aceasta să ajungă la spital. Pentru ca adevărul să iasă la iveală, noi am propus lui Vitalie Budici să treacă testul la detectorul de minciuni, pe care el l-a acceptat. Cum a răspuns bărbatul la întrebări și dacă a mințit, aflați în câteva momente. Dar mai întâi să vedem cum a decurs testul. Și-o, domnul Vitalie, luați loc. Acesta este poligraful, el este un aparat care înregistrează parametrii fiziologice a organismului uman, în timp ce persoanele se adresează întrebări. Expertul poligraf a pregătit un set de întrebări despre circumstanțele în care Mariana Gologan a ajuns pe patul de spital. După ce Vitalie Budici și-a dat acordul, testul a început. Întreg procesul a durat 3 ore. Pe tot parcursul relației cu Gologan Mariana, ați agresat-o fizic? Ascundeți ceva despre moartea lui Gologan Mariana? Ați dorit să o omorâți pe Gologan Mariana? Ați dat mită pentru a scăpa de dosarul penal legat de moartea lui Gologan Mariana? Unde a mințit Vitalie și când a spus adevărul? Vedeți imediat! Vitalie, cum a fost la test? Cu emoții? Nu. N-ai avut emoții? A fost unele întrebări la care n-ai vrut să răspunzi? N-am avut și ascunde nică. Ai fost sincer? Da. Atunci trecem la răspunsurile tale și la concluziile expertului poligraf. Să ascultăm ce spun. Ți-au fost adresate multe întrebări în cadrul acestui test, a durat ceva. Eu o să dau citirii 6 din întrebări și răspunsurile tale, care ne-au interesat în mod special. Și prima întrebare suna în felul următor. Pe tot parcursul relației cu Gologan Mariana, ai agresat-o fizic? Fost nu. Ai răspuns da în cadrul testului. Eu, da, am uitat de cazul din 19, 2019. Vrebi, m-am sălit. Ai răspuns da și ai spus un adevăr. Deci ai recunoscut că ai agresat-o fizic pe Marian. A doua întrebare. În afară de bătaia de la Morozeni, ai mai agresat-o fizic pe Mariana? Ai răspuns? Nu. Nu. Iar așa cum arată concluziile acestui test, acesta a fost un neadevăr. Eu știu cum am agresat-o de atât și am răspuns. Alții n-avem ce răspunde pentru și inventez vreo minciună dacă
Cred că ai suficiente motive. Și motive? Să inventezi aici o minciună. N-avea. Inclusiv și acuzarea sub care ești pus. Acesta cred că este cel mai important motiv din care puteai să minți. Nici de gând n-avem. Să inventez minciuni și să spun minciuni. Dar testul arată altceva. Arată că tu ai mințit. Dar hai să mergem mai departe. A treia întrebare. Ai bătut-o pe concubina ta, Gologan Mariana, în data de 13 noiembrie 2021? Ai răspuns? Nu. Nu. Iar acesta, așa cum arată testul la detectorul de minciuni, este un adevăr. A patra întrebare. Ați bătut-o pe Mariana în zilele de dinaintea morții ei? Da. Ai răspuns? Nu. Nu. Și acesta, așa cum arată testul, este un adevăr. Ați dat mită pentru a scăpa de dosarul penal legat de moartea Marianei Gologan? Ai răspuns? Nu. Și este un adevăr. Și ultima întrebare. Ascunzi ceva despre moartea Marianei Gologan? Ai răspuns? Nu. Și asta este un adevăr. Atunci, dar de ce la poliție? El este pus ca... ca persoană care... acuzată. Da. Cum? Eu a fost posibil să ajung într-așa stare. Când v-a spus, eu am poze la mormântare care pot să verifici, nu știu, orice expresia asta, nu sunt trucate, nu sunt nimic. În ce stare ea era? Dar nu excluzi faptul că mai era încă cineva în viața mamei tale care putea să-i cauzeze aceste leziuni? Uite cum se întâmplă că nu a avut noroc în viață cu bărbații. Fiecare concubin sau soț pe care l-a avut a agresat-o fizic, inclusiv și tatăl tău, care te-a crescut pe tine. Da, dar diferența de timp, după cum o motivează el, din septembrie până noiembrie, și cu traumele care au fost mama, eu nu cred că ea avea să reziste până atunci. Că dacă pe dânsa au internat-o pe 15 sau acolo în spital și 16 au decedat, eu cred că a fost o stare foarte gravă, care o terminat la deces. Și rezultatele testului nu te-au convins, testului la poligraf. Nu. Uite, noi sperăm foarte mult că justiția își va face treaba și vinovatul va fi pedepsit, oricine ar fi el. Acest dosar trebuie să fie dus până la capăt și de găsit adevărul numai decât și de găsit chiar și pe cel care, într-adevăr, este concubinul numărul 1, numărul 2, numărul 3, nu știu de care, dar de găsit numai decât. Constantin, se merge înainte, tată, că tu, mămica ta a plecat, aici gospodare o țin la stână cu lunile, ea moare în fața lor, nimeni nu salvează, nimeni așteaptă moarte, eu nu știu. Trebuie de găsit adevărul, adevărul e Dumnezeu. Eu cred în acest test și consider că noi chiar nu cunoaștem absolut deloc materialele acestui dosar. Și cel mai puțin mi-aș dori ca penitenciarele în Republica Moldova să fie cu persoane nevinovete. Și eu consider că, într-adevăr, aici, pe dosarul acesta, urmează de lucrat bine, de lucrat cu un avocat penalist foarte bun, Constantin, fiindcă pentru tine, nu, cred că nu este important să stea Vitalie închis, dar tu vrei să afli persoana, în mijlocie. Pentru a afla adevărul, domnul Cufșină foarte corect, mi-a plăcut cum el a formulat, chiar și a ușurat lucrul avocaților. El a formulat întrebările cum trebuie, deci este foarte important formularea întrebărilor care vor fi puse ca să primești răspuns la întrebări. Și el a spus, trebuie de stabilit legătura cauzală a leziunilor și a cauzei decesului. Și dacă se va stabili aceste lucruri, deci eu sunt sigură că organul de urmărire penală, deci împreună cu instanța de judecată, iarăși, în dependență unde se află astăzi dosarul, vor elucida, vor stabili adevărul și eu sper că persoana care într-adevăr este vinovată să-și spășească pedeapsa după merite.
Eu sprijin concluziile colegii mele, doar să menționez că sarcina și scopul urmării penale este aflarea adevărului. Da. Din câte am observat în emisiune, au apărut anumite dubii cu privire la vinovăția lui Vitalie. Probabil asta este un semn care ar putea indica spre noi direcția de cercetare a cauzei penale. Unica ce aș dori să menționez, da, situația este incertă, noi nu putem să ne expunem până nu cunoaștem toate subtilitățile vieții defunctei, condoleanțele mele. Unica ce am observat și emoția care mi-a rămas după toată această emisiune, deci am asistat colectiv la o ură colectivă, această doamnă a fost lăsat nimilos să moară pe patul său de către doi domni care au observat că sunt semne evidente că persoana are nevoie de internare la medic, cel puțin o examinare, cel puțin din spusele lor, acest comportament deja este vădit unul traumant. Noi am asistat la o neglijență și la o teroare foarte aprigă și eu consider că misoginismul care totuși este prezent în colectivul nostru, în societatea noastră, are o cotă maximă și anume acest misoginism a fost cauza decesului mamei tale. Consider că mama dumneavoastră putea să supraviețuiască dacă se intervenea corespunzător la modul direct, la timpul potrivit. Indiferent ce este, un lucru e clar, că femeia asta nu a murit de moartea naturală. Corect. Ok? Și atunci, aici, dacă Vitalie e vinovat și organele nu au descoperit, asta e problema, cum spune colegul, organele trebuie să autosesizeze. De ce a fost așa? Dosarul ăsta oricum nu poate să fie închis, pentru că este vorba de moartea unui om. Indiferent acum situație financiară, socială, studii, relații, familie, cum era. Este un om. Astăzi noi trăim într-o epocă unde moarte un animal trebuie să fie cercetată, trebuie să fie pedepsite cei vinovați. Dosarul ăsta trebuie să rămâne deschis până ce o să găsească vinovat și o să găsească de ce și din ce cauză a murit femeia asta. Noi vom urmări evoluția acestui caz, iar acum încheiem. Liniște și pace vă doresc. Să aveți pe cei dragi mereu alături.